Tragedie la Târgu Jiu, la doar 22 de ani, un tânăr a ales să-și încheie socotelile cu viața după o banală ceartă cu iubita sa. Supărată, Silvio a mers în magazia locuinței și s-a spânzurat. Descoperirea macabră a fost făcută de tatăl său. A sunat imediat la 112 și la fața locului au sosit mai multe echipaje de intervenție. În zadar, medicii au încercat să îl salveze pe bărbat. Pentru Silvio a fost prea târziu. Tatăl băiatului a sunat disperat la 112 și a solicitat ajutor pentru că și-a găsit spânzurat propriul fiu. Decizia tânărului a șocat pe toată lumea, iar părinții și prietenii săi au rămas încremeniți când au auzit că a decis să își ia viața. IPJ Gorj a deschis un dosar penal pentru moarte suspectă. În urma cercetărilor efectuate de polițiști la fața locului, nu au fost constatate urme de violență pe corpul victimei. Cadavrul a fost transportat la SML Gorj în vederea efectuării necropsiei și stabilirii cu exactitatea cauzei decesului. Prietenii au rămas șocați de gestul băiatului. Imediat pe pagina sa de Facebook au început să fie postate mesaje de regret. Adio, suflet drag și prieten drag, adio, deoarece ai ales să pleci cât timp aveai mii de motive să trăiești și o mulțime de oameni care te iubeau. Adio, suflet vesel, odihnește-te în pace și regăsește-ți liniștea pe care aici nu ai găsit-o. Ai lăsat în urma ta o mulțime de amintiri frumoase, de peripeții și mai ales prostii. Ai lăsat o mulțime de prieteni care acum te plâng și te vor plânge foarte mult timp de acum încolo. Nimeni nu va înțelege niciodată de ce ai făcut lucrul ăsta, de ce ai ales să rezolvi lucrurile așa, dar asta numai tu ai știut. Ai ales să nu îți urmezi visele din cauza unui impas, ai ales să ne lași pe noi toți fără cuvinte și cu o durere mare în suflet. Adio, prieten drag, au scris prietenii pe pagina de Facebook a lui Silviu. IPJ Gorj continuă cercetările în acest caz.